În semn de apreciere și respect pentru reprezentantele sexului frumos, deputatul de Giurgiu Nicolae Florian nu a uitat nici în acest an de ziua de 8 martie. Astăzi, toate angajatele instituțiilor publice giurgiuvene au primit în dar din partea deputatului câte o floare. Femeile au rămas plăcut surprinse de acest gest, spunând că nu este pentru prima dată când Nicolae Florian le felicită pentru ziua de 8 martie. La mulți ani! Să fii sănătoasă! Sărmâna la mulți ani! Făcută pe primii flori, ca pe mâna de obicei. Sărmâna la mulți ani! La mulți ani! Toată bună! Sărmâna! Cu acest prilej, demnitarul a dorit să transmită tuturor femeilor din Giurgiu și de pretutindeni cele mai sincere urări de la mulți ani. Cu ocazia zilei mărțișorului și zilei de 8 martie, ziua femeii, doresc să adresez la mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor din municipiu și județul Giurgiu, să mulțumesc colaboratoarelor din cadrul grupului Nova Force pentru amabilitatea de a ne suporta pe noi, oamenii politici, de a ne sprijini în acțiunile noastre, să le dăruiesc câte o floare cu prilejul acestor zile de sărbătoare a primăverii, să le urez tuturor doamnelor funcționari publici și funcționari în aparatul de stat din municipiul județul Giurgiu un călduros la mulți ani, să petreacă frumos zilele acestea. În acțiunea desfășurată de deputatul de Giurgiu, un aport semnificativ l-a adus și grupul de firme Nova Force, contribuind financiar. L-am susținut în această activitate și în aceste micuțe flori este și foarte multă dragoste. Cu ocazia zilei de 8 martie, le urez tuturor femeilor multă sănătate, fericire, iubire și să fim mai înțelepte, mai bune și să aducem de fiecare dată un zâmbet pe fața noastră și acel zâmbet să ne lumineze chipul și sufletul. Vă iubesc! La mulți ani! Și pentru că filantropia este un cuvânt care îl caracterizează pe deputatul Nicolae Florian, tot astăzi a mai făcut încă un gest frumos pentru pacientele din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu. În semn de solidaritate cu Spitalul Județean Giurgiu și la inițiativa domnului dr. Ladislau Pic, șeful secției de terapie intensivă din cadrul Spitalului Județean Giurgiu, am procedat la achiziționarea unor cămăși pentru doamnele care sunt internate în cadrul Spitalului Județean Giurgiu, cărora le dorim sănătate, le purtăm respectul și dorim să se însănătoșească cât mai repede. Mâine dimineață, cele peste 200 de cămăși de noapte vor fi predate secției de terapie intensivă. Totodată, simbolurile primăverii au fost oferite și personalului medical care tratează și îngrijește bolnavii internați în spital.